Actualizarea bazei de date a fost solicitată de Ministerul Muncii printr-un ordin al instituției. Conform ordinului respectiv, se constituie Registrul Electronic Central privind persoanele cu handicap, iar Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au obligația de a constitui registre electronice proprii. În acest sens, Direcția Generală de Asistență Socială Giurgiu anunță persoanele cu handicap cu domiciliul în municipiu să se prezinte la sediul instituției. Pe lângă documente privind încadrarea în grad și tip de handicap, acordarea prestațiilor și facilităților, registrele electronice ale Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din fiecare județ trebuie să cuprindă și informații precum starea civilă, nivelul educațional, profesia, meseria, forma de realizare a veniturilor din muncă, denumirea angajatorului, venitul lunar, precizări privind ceilalți membri ai familiei care au handicap. Constituirea Registrului Electronic Central privind persoanele cu handicap are ca termen de realizare iunie 2011. Deci, ASPC Giurgiu solicită persoanelor cu handicap deplasabile să se prezinte la sediul instituției de luni până vineri, între orele 8 și 16. Persoanele de contact sunt Mariana Vasile și Gina Grosu. În cazul persoanelor nedeplasabile, este necesar ca asistenții personale ai persoanelor cu handicap să meargă la sediul Direcției Generale de Asistență Socială în vederea furnizării informațiilor necesare actualizării bazei de date. În județul Giurgiu sunt 8.257 de persoane cu handicap, respectiv 7.740 de adulți și 517 copii. În municipiu sunt 2.345 de adulți cu handicap și 168 de copii cu dizabilități.